Dacă dependența te ține captiv, vreau să știi că Iisus Hristos îți oferă speranță și eliberare adevărată. Iisus îți arată o cale de ieșire. El e izvorul vindecării și al eliberării, gata să rupă orice lanț care te ține pe loc. Primul pas e să recunoaștem că dependența e o luptă cu care mulți se confruntă. Nu e nicio rușine să ceri ajutor. Adu-ți necazurile la Iisus prin rugăciune. El înțelege suferința ta și vrea să-ți ia greutățile de pe umeri. Biblia ne spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Ai încredere în promisiunea Lui că îți va da putere și alinare în momentele grele. Sprijinul unei comunități de credință poate fi de neprețuit. Înconjoară-te de oameni care te încurajează și te susțin spiritual. Împărtășește-ți drumul cu alți credincioși care se pot ruga pentru tine și îți pot oferi ajutor practic. Iisus nu doar te eliberează de dependență, ci îți promite o viață plină. El a spus, hoțul nu vine decât ca să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Îmbrățișează această promisiune a unei vieți pline de sens, bucurie și liniște. Vindecarea de dependență e un proces care necesită răbdare și hotărâre. Încrede-te în Iisus în fiecare zi, căutând îndrumarea și puterea Lui. Nu uita, pot totul în Hristos care mă întărește. Vreau să te încurajez să crezi în puterea lui Iisus de a te transforma. Pe măsură ce îi predai luptele tale și te angajezi să-i urmezi învățăturile, vei simți harul Lui lucrând în viața ta. Lasă iubirea Lui să-ți vindece rănile și să-ți reînnoiască sufletul. Nu ești definit de trecut sau de greșelile tale. În Hristos, ești o făptură nouă, cu puterea de a trăi o viață victorioasă, fără dependențe. Ai încredere în dragostea Lui neclintită și lasă-L să te ghideze pe calea către libertatea care durează. Mulțumesc că ai urmărit! Dacă ți s-a părut util acest mesaj, dă-i un like și abonează-te pentru mai mult conținut inspirațional. Dumnezeu să te binecuvânteze!